Peer Student este un proiect implementat în 6 țări, Bulgaria, Croația, Italia, Portugalia, Spania și România. 14 parteneri cu experiență în activități realizate împreună cu sisteme și instituții de educație. Beneficiarii direcției proiectului au fost autoritățile locale din domeniile de interes relevante, profesori și elevi din școlile primare și gimnaziale, administrații regionale, având un rol în elaborarea politicilor publice din domeniul educației. Echipa de proiect a fost formată din următoarele cadre didactice: Denisa Târnăcop, Gianina Rizan, Petra Sârbu, Nicoleta Niculae și Cecilia Furtună Popa. Acestea au desfășurat împreună cu elevii diferite activități, pentru care la finalul proiectului au fost răsplătiți. Dacă tot am lucrat atât de bine și de frumos în proiectul ăsta și vouă v-au plăcut activitățile astea altfel decât zi de zi la școală, doamnele partenere în acest proiect, în care școala noastră a fost implicată, s-au gândit să vă și premieze, că la final, după o muncă susținută, trebuie să existe și niște premii, nu-i așa? Printre activitățile desfășurate se numără și Spune stop defrișării pădurilor. Dacă acționezi, există rezultate, Știu cum sunt, dar și diverse acțiuni de voluntariat. Să arătăm contribuția fiecăruia dintre voi la acest proiect, pe care voi l-ați acceptat cu inima deschisă, la care ați lucrat cu foarte mult drag și din care, cel puțin, sunt convinsă că ați câștigat experiență și ați câștigat dorința de a face bine. Cred că asta este cel mai mare câștig al acestui proiect. Din ce am văzut noi, membrii din echipa de proiect, în urma chestionarelor aplicate, am observat că cei mai mulți dintre voi ați menționat ca și un câștig al acestui proiect faptul că ați descoperit voluntariatul, că ați descoperit omenia, că ați descoperit ce înseamnă să fii ecologist. Pentru noi acest lucru este chiar mai important decât proiectul în sine. Copiii, dar și școala au primit premii din partea Asociației Caritas și a Serviciului Apel, parteneri ai acestui proiect. Premiile au constat în ghiozdane, rechizite, mingi de fotbal, topuri de hârtie și multe altele. Noi vă mulțumim frumos pentru mai multe motive. Unu, pentru că ați făcut parte din acest proiect chiar de la începutul său, care a fost acum aproape 3 ani de zile. Doi, pentru că ați reușit să rămâneți în proiect 3 ani de zile, ceea ce pentru noi înseamnă că v-a plăcut și că ați considerat că puteți învăța ceva, ceva nu doar pentru azi, ceva și pentru mâine și pentru poimâine și pentru voi și pentru prieteni și pentru familie, da? Și trei, pentru că sunteți astăzi aici, am înțeles, în ideea de a primi un premiu. 5 clase, atât de la ciclul primar cât și gimnazial, au muncit în acest proiect și, drept urmare, au fost răsplătite cum se cuvine.